Oltenii au decis să acorde încredere celui mai nou partid, deși nu are structuri în teritoriu și nici lideri cunoscuți. În jur de 6,5% dintre cei care au mers la vot au pus ștampila pe partidul înființat anul trecut de George Simion. Poziția lor l-au luat prin surprindere și pe candidatul căruia i-a oferit mandatul de deputat. Cu siguranță a fost un rezultat, este un rezultat surprinzător. Din cauza piedicilor puse pe toată perioada desfășurării campaniei electorale, dar totuși prin asta trebuie să înțelegem că oamenii, românii, de fapt poporul român, dorește o schimbare. S-au săturat efectiv de actuala clasă politică. Tot de aici, drept urmare, se pot lua în considerare voturile curate care s-au adunat atât la nivel de județ Olt, cât și la nivel național. Și nu numai. Octavian Marius Stancu este un slătinan de 35 de ani care lucrează în domeniul financiar de aproximativ 10 ani. Viitorul demnitar este căsătorit și are un băiat de 9 ani. El știe clar ce va face când va ajunge în legislativ. În primul rând mergem cu proiectul de țară, iar în următoarea ordine de idei mergem cu gândul de schimbare și transparență, dar și cu interesul de a ne realiza obiectivele față de poporul român. La nivelul județului Olt, AUR s-a clasat pe poziția a treia după PSD și PNL înaintea USR+. Rezultatul obținut este extraordinar pentru că organizația județeană nu are structuri în teritoriu și nici un sediu județean. Situația se va schimba însă de anul viitor.